Bună ziua, mă bucur foarte mult că am ajuns după câțiva ani de zile de, să le spunem, nu neapărat negocieri, dar dezbateri pe acest subiect, să semnăm astăzi acordul acesta de parteneriat referitor la înființarea Consiliului Consultativ al Liniei de Studii în Limba Germană, un consiliu pe care îl văd important din următoarele puncte de vedere. 1. Creează o, de fapt consolidează, pentru că legătura o avem, o legătură cu mediul de afaceri din Cluj și din țară, al universității. 2. Vine în întâmpinarea studenților. 3. Este gândit ca să, ca în cadrul lui să fie elaborate proiecte care pot susține și financiar, dar și din alte puncte de vedere, pe studenți și universitate. Și 4. Este gândit ca universitatea să vină în întâmpinarea companiilor, în așa fel încât se poate oferi unei companii un absolvent pregătit în momentul în care și-a terminat studiul. Din acest punct, acesta este motivul pentru care aș vrea să le mulțumesc tuturor reprezentanților celor mediului de afaceri din Cluj, care semnează acest act, domnului Bernd Otto Hörmann de la MHP, domnului Oswald, doctor Oswald de la MHP și Porsche, domnului Daniel Metz, între timp doctor al Universității noastre de la Entity Data, domnului Ludger Toll, diplom inginer Ludger Toll, care este președintele Clubului Oamenilor de Afaceri din Transilvania de Nord. La acest construct și-a adus o contribuție importantă domnul conferențiar doctor Săcărea, Cristian Săcărea, care este și șeful, să spunem așa, coordonatorul liniei de studii în limba germană la informatică, la Facultatea de Matematică și Informatică, doamna Mihaela Luțaș, care este prorector, responsabilă cu mediul de afaceri, doamna prodecan Mihaela Dregan, care este șef, a condus an de zile, dar gestionează și acum departamentul în limba germană la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. I-aș ruga pe colegii noștri să spună câteva cuvinte, după care vom semna acest acord, după care vom merge la deschiderea anului academic pentru linia de studii în limba germană. Anul academic pentru întreaga universitate, știți, a fost deschis la ora 9 de domnul rector, care este și acum la tot felul de deschideri undeva într-o zonă. Am să rog pe domnul Dr. Oliver Oswald să spună câteva cuvinte. He will exhibit then of English, yeah. Okay. So thank you very much for the opportunity to speak here as a representative of MHP, a subsidiary of sports car manufacturer Porsche. As you know, we are working tightly together with the University Babesh-Bolyai. We started 5 years ago with the bachelor course of informatics in German language, together with EBS, today Entity Data Romania. We are now in the 5th academic year, and I think we can say, proudly say, that we have very good, well-educated students who are working today in our companies, who have been the absolvents here of the University Babesh-Bolyai. Now, after 5 years of successful collaboration, I think it's just naturally to do the next steps. So I'm very happy that we go together in that advisory council and that we bring even more practice into the university. Let me take the opportunity finally to thank Professor Dr. Greff. I want to extend my gratitude because this Beirat, Wirtschaftsbeirat, this is your passion, you are the driver behind it, so thank you very much for making that possible. Thank you very much, Mr. Oswald. Mulțumesc, domnule Oswald. Am să rog pe domnul Dr. Daniel Metz, de care și de dânsul și de domnul Oswald, mă leagă acum de domnul Hörmann o relație și personală, pentru că acum câțiva ani am discutat despre modul în care putem aduce o companie, atunci EBS-ul, în universitate și modul în care studenții noștri pot avea un profit și compania poate avea un câștig de pe urma acestei colaborări, reciproc, deci în ambele direcții, și mă bucur foarte mult că acest lucru se întâmplă acum în continuare. Vă rog, domnule.
resimt un sentiment de mândrie pentru faptul că sunt invitat aici și onoare în același timp, pentru că această hârtie este o hârtie pentru viitor. Este o hârtie care ne angajează să construim viitorul împreună cu studenții dumneavoastră, să-i ajutăm să înțeleagă viitorul, să fim noi aceia care scriem partitura viitorului și nu aceia care îndeplinesc partitura altora. Și șansa asta o are generația tânără care pășește pe treptele, pe scările acestei universități și astăzi, pentru faptul că vor beneficia de cea mai bună pregătire universitară posibilă în acest colț al Europei. O pregătire universitară care îi capacitează în a concura cu cei mai buni informaticieni din întreaga lume. Pentru că le spuneam anterior, m-am întâlnit cu ei, ei vor intra direct în proiecte în care concurează cu crema cremei la nivel global, în economia globalizată, în informatică. Și faptul că au această șansă, și le-am și mulțumit că studiază aici, în Cluj, și nu studiază în altă parte, și încă mai au răbdare să studieze în România și să lucreze aici, în altă parte, și mă bucur că mai există oameni de genul ăsta, pentru faptul că dacă noi nu mergem mai departe, dacă noi nu reușim să motivăm mai departe generațiile care vin din urmă, dacă nu reușim să le apărătăm și acea parte pozitivă care mai există în țara asta și care este educația pentru viitor, atunci, practic, putem să ne punem toți lucrurile în debara și să mergem să ne încuiem casele și să mergem undeva la plimbare pentru totdeauna. Și eu cred că atâta timp cât mai avem această șansă, trebuie să profităm de ea. Și acest Consiliu sau Beirat în germană sau acest angajament al nostru este un semn că nu vrem să abandonăm această luptă și că ne dorim să clădim viitorul împreună, astfel încât să existe o perspectivă pozitivă pentru generațiile care vin. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mulț. Și eu cred că aceste generații care vin sau și generația care este acum în faza de a studia, este una, sunt sau este una dintre primele care are șansa reală de a fi subiect al vieții lor și nu obiect al coordonării al altora. Și acesta este un pas mic pe care noi putem să-l facem în această direcție. Am să rog pe domnul Ludger Toll câteva cuvinte pentru acest moment. La DVNT suntem mulțumiți de inițiativa UBB de a semna un acord de parteneriat cu industria al cărui patron este ambasadorul german. Acest acord de parteneriat cu UBB, mai exact cu linie germană, va intercooperarea noastră. În special, aceste cursuri de studiu german au o mare importanță pentru companiile noastre membri care vorbesc limba germană, deoarece există un potențial ridicat de absolvenți bine pregătiți pe piața muncii. Și, în special pentru studenți, acest locuri de muncă calificată oferit în firme germană în România, asta este important, reprezintă o alternativă reală de a rămâne în România în loc să plec în străinătate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Avem și cu Clubul Oamenilor de Afaceri German, de limba germană din nord-vestul Transilvaniei relații de mult timp. Aici sunt multe companii mijlocii și care au un rol însă foarte important. De altfel, poate așa, ca o paranteză, bunăstarea unor țări din Europa Centrală se bazează pe companiile mijlocii sau și pe companiile mijlocii. Și domnul Herman, dacă vrea să spună câteva cuvinte. Thank you very much. Just want to add some words on instruments and also what you said. I really want to thank you, Professor Graham, for your ongoing support. I think it's very important for the for Cluj, for the Babesboyer University, for the companies as well, and for the most for the students and the future of the young people here in Romania, which really have the best chances
to find to start a very good career here or abroad. Thank you very much. Thank you also. Și acum putem semna. Eu am să semnez și am să le dau așa în Chrysler, ja? Și le adunăm la urmă pe toate și le... So. Ich glaube so. Sekunde. Ja. Danke sehr, dass das zustande gekommen ist. Ist über dem Tisch, aber danke. Eu sper că acest consiliu consultativ va avea un rol important și cred că va și crește prin alți câțiva membri. Chiar am vorbit discutat înainte și de Bosch și sperăm că în curând mai avem nu semnări oficiale, dar aderări la acest consiliu. Vă mulțumesc și vă invit la deschiderea anului la linia de studii în limba germană. Mulțumesc! Mulțumesc!